Tragicul eveniment s-a petrecut ieri când bărbatul în vârstă de 60 de ani a intrat în incinta unității, unde nu avea ce să caute la acea oră. S-a deplasat la stația de epurare și s-a urcat deasupra bazinului de ape uzate, de unde s-a aruncat în substanța viscoasă, a cărei temperatură avea aproximativ 80 de grade. Victima a fost transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani pentru îngrijiri de specialitate. I-am preluat un bărbat în vârstă de 59 de ani, în stare deosebit de gravă, care prezenta arsuri de gradele 3 și 4 pe aproximativ 95% din suprafața corpului și inclusiv căile aeriene superioare. Bărbatul este internat la terapie intensivă, medicii fiind rezervați în ceea ce privește șansele lui de supraviețuire. Evenimentul soldat cu incapacitate temporară de muncă este cercetat de către angajator, dar și de către inspectorii ITM și poliție. Se pare că bărbatul a recurs la gestul său în urma unor certuri în familie.